Mehedințul a înregistrat în ultimele 24 de ore 30 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Îngrijorătorul este faptul că a crescut numărul celor pozitivi în rândul elevilor. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică, rata de infectare în județul nostru este sub 1% la 1000 de locuitori. 30 de persoane au fost confirmate ca fiind pozitive în ultimele 24 de ore în Mehedinți. În același timp, sute de oameni se află în izolare, iar un bărbat de 85 de ani a decedat. 858 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 95 persoane sunt internate la spitalele din județ, din care 10 persoane sunt internate la secția ATI. 130 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. De la începutul epidemiei, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 1741 persoane. În ultimele 24 de ore fiind confirmate 30 de cazuri de îmbolnăvire și 88 de decese au fost înregistrate de la începutul epidemiei. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat un deces la o persoană de sex masculin vârsta 85 de ani. Deocamdată în Mehedinți nu se impune vreun scenariu cu măsuri drastice, așa cum se întâmplă în capitale. Județul nostru are o rată de infectare mai mică de 1% la 1000 de locuitori, potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții DSP. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți, calculată conform hotărârii de guvern 856 din 2020, este de 0,74. Cu toate acestea, este îngrijorător faptul că a crescut numărul cazurilor infectărilor în unitățile de învățământ. Focare active la școala gimnazială Gogoșu, un cadru didactic, la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja din Robeta Turnu Severin, două cazuri de COVID-19, unde în urma cazurilor confirmate s-au asistat cursurile față în față la două clase din colegiu. La Colegiul Național Gheorghe Țițeica sunt două cazuri confirmate, de asemenea s-au asistat cursurile față în față la cele două clase. Pe lângă unitățile de învățământ menționate de reprezentanții DSP, cazuri noi de infectare au apărut și la Colegiul Național Traian și la școala Alice Voinescu.